Seara asta să-L binecuvântăm pe Creatorul Universului întreg. El care este început și întregire tuturor. Să ne deschidem inimile, să ne înălțăm vocile și să-i cântăm Lui. Tu ești Creatorul Universului. Aceasta, totul este pentru Cel ce a creat Universul și ne-a creat pe noi și ne ține în mâna Lui. Totul este despre Dumnezeul nostru și de aceea lăudăm numele Lui în locul acesta. Vrem să vă spunem tuturor, bine ați venit în dupămasa aceasta, la închinarea Bisericii Sfânta Treime. Dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dorim să avem o seară în care prezența Domnului să coboare în locul acesta, Duhul Sfânt să fie prezent aici și vrem să ne închinăm în cântare, vrem să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru și mă rog ca Dumnezeu în după masa aceasta să vorbească prin cuvântul Lui. Și fiecare de aici să mergem mai întăriți, mai puternici pentru Domnul, pentru că Biserica lui Hristos are două dimensiuni. Biserica adunată. Și aceeași biserică care e adunată astăzi aici, mâine, este biserica împrăștiată care e în lumea întreagă. Și noi avem nevoie de putere. Și Scriptura ne prezintă un mod în care ne putem încărca cu putere. Ce trebuie să facă biserica? Și ce va face biserica pentru totdeauna? Una din chemările și una bisericii este să laude pe Creatorul ei. Să se închine Creatorului ei. Și una din cărțile care ne prezintă cel mai bine acest lucru despre închinare și laudă la adresa lui Dumnezeu este cartea Apocalipsa. Ne prezintă o închinare dinamică, plină de viață și cartea Apocalipsa ne dă și motivele închinării noastre. De ce să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru?
Și în primul capitol Ioan își începe cartea în felul următor: a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție de preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Biserica este chemată pentru totdeauna să laude pe Dumnezeul ei. Această activitate, ne spune Ioan după aceea, nu este o activitate care o desfășurăm noi astăzi aici și pe pământul acesta. Dacă am privit câteva capitole mai spre finalul cărții, ni se spune că în ceruri există laudă la adresa lui Dumnezeu, o laudă dinamică, bătrânii se pleacă înaintea lui, serafimii, toți îi aduc laudă și se închină Dumnezeului nostru și spun: vrednic ești, Doamne Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea. Biserica este chemată să-L laude pe Dumnezeu și să se unească cu cerul și împreună să-L laude pe Dumnezeu. Dar nu doar atât, dragii mei, vor mai fi evenimente în istoria omenirii în care noi același lucru vom face. În Apocalipsa, în capitolul 19, mi se spune că biserica este chemată să-L laude ca și mireasa lui Hristos. După aceea am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zicea: aliluia, a Dumnezeului nostru să fie mântuirea, slava, cinstea și puterea. Când Hristos va veni după mireasa Lui, după biserică, chemarea bisericii în Apocalipsa 19, ni se prezintă acel eveniment și acolo va fi un moment al laudei la adresa lui Dumnezeu. Și în versetul 7 spune așa: să ne bucurăm și să ne veselim și să dăi slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. Noi suntem chemați să-L lăudăm pe Dumnezeu și chemarea noastră și atunci la nunta mielului lui Dumnezeu, spune în versetul 20 din Apocalipsa 19, lui Dumnezeu închină-te. Dacă privim mai departe, exilatul din insula Patmos din Apocalipsa ne spune că atunci când vom ajunge în cer, nu doar aici pe pământ, nu doar când vom fi mireasa lui Hristos și vom fi cu El împreună, ci când vom ajunge în cer, se va întâmpla de asemenea un lucru. În ea, în cetatea aceea nouă, vor aduce slavă și cinste. Pentru că Dumnezeul nostru merită, dragii mei. Merită să fie lăudat Dumnezeul nostru? Ai motive să-L lauzi pe Dumnezeu? Oricine ai fi după masa aceasta, Ioan ne dă trei motive extrem de importante. A Lui care ne iubește. Dumnezeu te iubește enorm de mult. Faptul că ești aici nu ești pentru că tu ai făcut lucruri bune, ci pentru că în urmă cu 2000 de ani Hristos și-a arătat dragostea pentru mine și pentru tine. Dacă te simți singur în dupămasa aceasta, în această mulțime, dacă poate viața ta e singuratică, vreau să-ți spun că este unul care te știe pe nume și te iubește, și acesta Iisus Hristos Domnul. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat cu sângele Său. Faptul că suntem aici, noi suntem datorită unui singur lucru, că noi credem în puterea iertătoare a lui Iisus Hristos, dragii mei. Că ne-am spălat hainele în sângele mielului și ne-am adunat în dupămasa aceasta să-L lăudăm pe singurul care merită toată cinstea și El vrea să facă din noi o împărăție de preoți, care atunci când biserica Lui este împrăștiată în lume, să-L ducă și să-L prezinte pe Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Vreți în dupămasa aceasta să-L lăudăm și să ne închinăm Lui? Vă invit să ne ridicăm în picioare și haideți într-o rugăciune cu toții să lăudăm pe Cel ce merită, să-I mulțumim că ne-a iertat păcatele, să-I mulțumim că ne iubește, că ne-a spălat și a făcut din noi o împărăție de preoți. Haideți să venim în prezența Lui cu laude. Doamne, Te slăvim!
și în ceruri domnește. El este Domn. Lumina-i creată. Lumina-i creată. În El poruncește. El este Domn. Cine-i ca El n-are capăt la zile? Cine-i ca El n-are capăt la zile? El este Domn. El vine în putere când chemează nume. El vine în putere când chemează lume. El este Domn. Arată-ți puterea, o Domnul meu. 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 Încă o dată să mai cântăm prima strofă, acum avem și versurile. Doar biserica să cânte. El este Domn și în cerul domnește. Și noi cântăm la El este Domn. Biserica să cânte. Lumina. Și împreună cu noi. Și cine ca El n-are capăt la zile? El este Domn. El vine în putere. El vine în putere când chemează lume. Arată-ți puterea. Arată-ți puterea, o Domnul. Și Tu ești de neclintit. Tu ești vrednic de laudă. Vrednic de laudă, ce o pot cânta. Tu ești vrednic, Domnul meu. Vrednic ești Tu. Vrednic de tot ce sunt, toată
Iisus, cel mai frumos nume. Iisus e numele cel mai minunat, care m-a salvat. Iisus e singurul care m-a salvat. Vrei de tot ce sunt, toată viața mea, ești tu, Iisus. Ești tu, Iisus. El e sfânt, sfânt, sfânt și nimeni nu-i ca El. Sfânt ești, nimeni nu-i ca tine, totul ți-aparține, luminează tu prin mine. Vreau să te cunosc mai bine, vreau a ta iubire pentru cei de lângă mine. Vrednic de lauda ce pot cânta, să cântăm toții, vrednic. Vrednic de lauda ce o pot cânta, vrednic ești tu în veci. Nați în numele lui Iisus, El e sfânt. Sfânt ești, nimeni nu-i ca tine, totul ți-aparține, luminează tu prin mine. Vreau să te cunosc mai bine, vreau a ta iubire pentru cei ce Oi, Zibi! Oi, Zibi!
cântări extraordinar de frumoase care, prin care l-am înălțat pe Dumnezeu. Dacă ați fost atenți la aceste versuri, aceste cântări, aceste două cântări, versurile acestea au spus foarte mult despre ceea ce Hristos a făcut și face pentru noi. Glorie Domnului! Dacă suntem ceva, suntem prin harul lui Hristos. Dacă am ajuns să cunoaștem calea aceasta pocăință, am ajuns datorită faptului că Iisus Hristos a murit pentru noi. Vreau în sensul acesta să arăt și din Scriptură, luați locurile, citesc câteva versete din 1 Petru și zice așa, primul capitol, de la versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie, glorie Domnului, și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi, glorie Domnului. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Slavă Domnului! Asta face Hristos pentru noi. Ne-a mântuit, ne-a născut din nou și așa cum zice versetul 4, ne așteaptă o moștenire nestricăcioasă și neîntinată. Dacă oamenii se bucură când primesc moșteniri astăzi pe pământ, se bucură atunci când află că sunt moștenitori, dar probabil cu timpul își dau seama că bucuria aceasta a fost vremelnică, pentru că lucrurile care le-au primit s-au stricat, s-au învechit, poate unele au pierit. Moștenirea care ne așteaptă este nestricăcioasă, glorie Domnului. Dar acum aș vrea să mai privim la un lucru. Aceasta este partea pe care a făcut-o Hristos pentru noi. Dar să știți că noi avem partea noastră pentru ca să putem moșteni cerul. Nu mai avem nimic de adăugat la jertfa lui Hristos. Dar mai spune apostolul Petru așa: de aceea, pentru că sunteți născuți din nou, pentru că ați fost spălați prin sângele lui Hristos, pentru că vă așteaptă moștenire nestricăcioasă, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să luăm seama la aceste cuvinte. Trăim vremuri așa cum le vedem, dificile, grele, presiuni din toate părțile. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostolul Petru: cum este Dumnezeu Tatăl, fiți și voi așa. Credeți că Dumnezeu nu a știut vremurile prin care noi vom trece? Credeți că există ceva care să se întâmple și Dumnezeu să nu știe sau să nu fi știut?
Nu există absolut nimic. De aceea cuvântul acela spus atunci este cuvântul pentru astăzi. Fiți sfinți! În vremurile acestea fiți sfinți. Frați și surori, vreau să fim acei oameni care să dăm dovadă că am fost născuți din nou. Vreau să fim acei oameni care să luăm seamă la vremurile care le trăim. Și vreau să fim acei oameni care să luăm în seamă cuvântul lui Dumnezeu. Am dat zilele acestea peste niște versete care m-au pus pe gânduri extraordinar de mult. Vreau să le citesc și după aceea să ne rugăm. Acum nu știu dacă ele se potrivesc bisericii noastre. Nu știu dacă ele se potrivesc ție. Dar categoric se potrivesc contextului larg. Și zice așa, Ezechiel capitolul 33. Fiul omului, copiii poporului tău, vorbesc despre tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său, veniți, veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, cu un glas frumos și iscusit la cântare pe corzi. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Am citit cuvântul acesta acasă și cineva din familie a zis, da, tu să nu zici deloc. Păi eu nu zic nimica. Eu nu zic nimic. Asta fiecare să spună în dreptul. Eu spun ce scrie Scriptura. Atâtea predici, atâta cuvânt. Trimitem predici pe rețelele de socializare, Facebook, WhatsApp. Auzi ce predică tare, auzi ce prorocie. Dar mi-am pus întrebarea, oare câți dintre noi luăm seama și împlinim? De dimineața până seara vorbim de pandemie. De dimineața până seara vorbim de vaccin. De dimineața până seara vorbim de certificate verzi. Băi, bine să te vaccinezi sau nu-i bine? Îi semnul fiare, nu-i semnul fiare. Cine știe ce conține? Și tot felul de chestii de genul acesta. Și ne-e frică. Zicea cineva, bă, nu vă lăsați înșelați, ăștia ne vând. Și atâta frică, și atâta teamă, și atâta discuție. Și am impresia că ne este mult mai frică de lucrurile acestea decât de lucruri care sunt scrise în Scriptură, așa alb pe negru. Și în Biblie scrie foarte clar. Nu mințiți, nu vă vorbiți de rău, nu furați, nu curviți, nu vă înșelați. Și de astea nu ne frică. De astea nu ne frică. Lasă-ne cu astea că avem acum pandemia și vrem să știm, ne vaccinăm sau nu. Dar de asta nu scrie în Scriptură, îmi pare rău că vă spun. De dimineața până seara să îngrămădesc cu grămada să asculte cuvântul tău. Și le place, culmea că ne place. Auzi ce predică. Și dacă are un titlu grozav, îl rupe internetul. Dar aici le spunea lor, ei nu iau seama și nu împlinesc deloc. Eu nu zic asta în dreptul nostru, că poate nu vă place. Dar mi-am pus o întrebare mie. De când a venit pandemia? De acum aproape 2 ani avem. Aproape 2 ani. Eu sunt convins și cred că toți sunteți convinși că pandemia aceasta este un mesaj din partea lui Dumnezeu. Adică este cu voia lui Dumnezeu. A fost hotărâtă de Dumnezeu, a fost îngăduită de Dumnezeu și Dumnezeu trimite un mesaj. Și nu este greu să spui ce ar putea Dumnezeu să-ți spună. Păi că venirea este aproape și că El te vrea mai aproape de Dumnezeu. Corect sau nu? Te vrea mai aproape de El. Acum, întrebarea care mi-am pus-o mie și dacă vrei, puneți-o ție.
cât te-ai pocăit de când a venit pandemia? Cât ai îndreptat în viața ta? Cât ai mai corectat? Cât ai luat seama la mesajul acesta și să zici, gata, de azi înainte am înțeles și trebuie să mai fac un pas, mai trebuie să corectez, mai trebuie să șlefuiesc, mai trebuie să fac asta. Fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Ai făcut? Am făcut ceva? Un pic, un pic, puțin. Mesaje am trimis, predici multe, am ascultat, probabil zilnic. Dar cât am împlinit? Haideți să facem această rugăciune și să cerem Domnului putere. Am cântat despre un Dumnezeu plin de putere. Un Dumnezeu care ține în mână toate lucrurile. Doamne, dă-ne putere să ne sfințim viețile. Dă-ne putere să trăim pocăința așa cum trebuie. Și lumea care ne vede să privească la noi ca niște oameni care bătătorim calea spre împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne plecăm pe genunchi, să vă ridicați pe picioare cum vreți voi și să venim cu inima aceasta înaintea lui Dumnezeu, să ne verificăm și ca, dacă vedem că lucrurile nu stau așa, Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim viețile. Amin.
Ridic o generație care să caute sfințenia mai mult decât orice, Doamne, care să te iubiască mai pe tine mai mult decât lumea în care trăim, Doamne. O, Tu ai dat totul pentru noi, Doamne, dar oamenii, când Tu ai dat totul, au iubit mai mult întunericul decât lumina. Te rog, coboară la Sfânta Treime cu Duhul Sfânt, Doamne. Sfințește tineretul bisericii, Doamne. Sfințește-ți biserica. Ridic o biserică vie care să fie o cetate așezată pe munte, care să caute sfințenia, Doamne, care să o rupă cu păcatul și să trăim pentru Tine. Coboară în mijlocul adunării Tale cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de prezența Ta, Doamne, de Tine, pe Tine Te vrem între noi, Doamne. Tu ești singurul care merită să fii înălțat, Doamne. Glorificăm numele Tău în după masa aceasta, Doamne, și știm că ești aici și vei lucra între noi și îți mulțumim. Amin. Haideți să ne ridicăm și să cântăm Domnului. Este un singur nume care merită lauda și cinstea. Dacă vă simțiți confortabil, puteți sta și jos, cei care nu puteți, cei care puteți în picioare. Haideți să ne închinăm cu toții lui Dumnezeu. Tot ce vreau e numele lui Iisus. Peste orice suflet apăsat, știu că în prezența Ta e pace. Știu că în prezența Ta e pace. Eu zic Iisus. Eu voi rosti doar numele lui Iisus până când întuneric. Declarați, declarați speranță, libertate. Eu zic Iisus. El e cel puternic. El e cel puternic. El e cel ce vindeci. El e viață nouă. Rupi orice zi. Toți să rostim numele lui Iisus. Eu voi rosti la numele lui Iisus. Peste orice frică. Peste orice frică și orice vin. Peste cei capi. Peste cei capi din verii mare. Eu zic Iisus. O, El e cel puternic. Iisus în văi adânci, Iisus în întuneric, peste forța răului. Și în familia noastră. Iisus în familie, eu chem numele Sfânt, Iisus. Haideți cu toată biserica să chemăm numele lui Iisus. Iisus în înălțime. Iisus în înălțime. Yeah.
Iisuse, mai adânc, Iisuse, în întuneric, peste forța răului. Rostește numele lui Iisus. Iisus în familie, eu chem numele Sfânt, Iisus. Doar biserica se cânte. Iisus. Biserica și de
În închinare, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și mă uit spre alți tineri care mai sunt în sală, văd că mai sunt câteva locuri, Alin. Cred că se poate și nu uitați, veniți împreună cu noi și vrem să slujim lui Dumnezeu cu tot devotamentul și copiii noștri să fie cei care să ne slujească și să ne bucurăm de ei și să crească în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu să-i țină aici. Amin. Unul din apologeții ortodoxi contemporani, pe nume Dan Puric, spunea că unul din miracolul dăinuirii bisericii de peste ani este faptul că biserica știe să împartă suferința. Atunci când cineva este în suferință, se unesc și alții cu el și vin și stau împreună cu el, împart, sunt alături de el, pentru că noi suntem un trup, fraților, și trebuie să veghem unii asupra altora, să fim împreună, să ne rugăm unii pentru alții. Tocmai aceasta am vrea să facem în continuare, să ne rugăm unii pentru alții. Și psalmistul spunea la un moment dat, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Poate că ai o problemă, ai o frământare și te frământi și cauți soluții, de unde să găsesc soluție pentru problema mea, pentru frământarea mea? Poate că zici, nu mai există nimic, nu se poate face nimic. Poate că zici, e prea mare problema mea încât nu se mai poate rezolva nimic. Dar psalmistul continuă și spune, ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Lăudat să fie numele Lui. Pentru că atunci când știi să te unești cu Cel care e în suferință și să te îndrepți spre Cel care poate să te ajute, atunci Dumnezeu intervine și lucrează, dragii mei. Două lucruri interesante spune psalmistul în cuvintele acestea. Ajutorul, în primul rând spune el, vine de la Domnul. Cel care poate să rezolve problema ta. Cel care poate să se atingă de problema ta. Cel care poate să-și întindă mâna și să facă o minune în viața ta, când tu zici că nu se mai poate, când tu nu mai vezi soluții, este Dumnezeu din ceruri. A venit la el un lepros și a zis, Doamne, dacă vrei, tu poți. Eu nu-mi pun problema dacă poți sau nu, eu știu că tu poți. Dumnezeul nostru poate totul. Și psalmistul continuă versetul și ne spune, de ce Domnul este ajutorul nostru? Pentru că El a făcut cerurile și pământul. Știți ce înseamnă asta? Cel căruia noi spunem problema noastră este Cel care a zis să fie lumină și a fost lumină. Este Cel care a suflat viață peste trupurile acelea din pământ făcute și omul a devenit un suflet viu. Geneza 1 și 2 ne descriu de câteva ori când Dumnezeu rostește un cuvânt, așa a fost. Pentru că Dumnezeu zice și se face, lăudat să fie numele Lui. Și vreau să vă mai spun un secret. Dumnezeul căruia noi ne rugăm a umblat încet prin mulțime întotdeauna și niciodată n-a respins pe nimeni. Toți care au venit la El au plecat cu problema rezolvată. De aceea vreau să vă provoc în după masa aceasta. Ne rugăm pentru cei care trec prin situații dificile. Ne rugăm pentru cei care au trimis un bilet.
pentru că noi știm cui să ne rugăm, pentru că ajutorul nostru vine de la Domnul. Noi credem lucrul acesta, dragii mei, și El niciodată n-a respins pe nimeni. Și de aceea vă chem în după masa aceasta să venim înaintea lui Dumnezeu și să împărțim durerea celor ce trec prin suferință, rugându-ne pentru ei, venind, fiind aproape de ei, și să ne rugăm celui care poate, dragii mei, care are toată puterea în cer și pe pământ. El are soluție pentru problema ta. Când tu crezi că nu mai poate, El poate. Era un om pe care oamenii l-au respins din localitatea lor, au zis, de ăsta n-avem nevoie, ăsta nu mai are nicio șansă. Își trăia viața în morminte, îl legau și rupeau obezile, își făcea tăieturi pe el, era așa de îngrozitor încât oamenii l-au alungat să-și trăiască viața într-un cimitir. Nimeni nu i-a mai dat nicio șansă, dar este unul care are o șansă și care are o putere de schimbare și acesta-i Cel care e ajutorul nostru, Dumnezeu din ceruri, lăudat să fie numele Lui. Și El s-a apropiat lângă acest om. Nu-i problemă prea mare cu care să te confrunți, nu-i situație prea grea, poate că o porți în sufletul tău, te frămânți. În după masa aceasta avem un Dumnezeu, ajutorul ne vine de la Domnul. Credem lucrul acesta? Vrem să ne rugăm pentru sora Maria, care este bolnavă, și pentru prietena ei, Mari Șușcă. Dumnezeu să se îndure și să dea biruință, ne scrie sora Maria. Dumnezeu să lucreze la aceste surori și să se atingă de ele. Iubiți frați și surori, vă rog să ne rugăm împreună pentru sora Vali Deneș, care va avea mâine o intervenție chirurgicală. Dumnezeu să-i vină în ajutor și să-i dea vindecare. Vă mulțumesc în numele Domnului. Vrem să ne rugăm pentru bolnavii bisericii care sunt pe monitoare, dragii mei. Ne rugăm ca Dumnezeu să le dea credință celor care trec prin suferință și să-i țină lângă El până la capăt și Dumnezeu să-i vindece. Noi credem lucrul acesta. Dumnezeu poate, dragii mei. El este ajutorul nostru. Ne rugăm pentru frații misionari, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm pentru noul proiect al bisericii, Dumnezeu să dea viziune și Dumnezeu să intervină și să ne dea lumină. Și noi credem că Dumnezeu va lucra. De aceea ne ridicăm cu toții în picioare și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în sensul acesta. Doamne Dumnezeule atotputernic,
Cu bucurie și smerenie în același timp stăm în fața Ta și îți mulțumim că toate lucrurile Tu le-ai creat și nu numai că le-ai creat, Tu le conduci cu mâna Ta puternică. Îți mulțumim că ești în control la tot ceea ce se întâmplă și îți mulțumim că suntem copiii Tăi. Slăvit să fie numele Tău. Îți mulțumim că Tu ai viitor și nădejde pentru biserica Ta. Îți mulțumesc că Tu ai viitor și nădejde pentru tinerii bisericii, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că sunt implicați în lucrarea Ta. Te rog să-i binecuvintezi în continuare. Cerem protecția Ta peste ei. Doamne, îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim. Îți mulțumim, Doamne, și de aceste vremuri grele, Doamne. Sunt vremuri de cumpănă în care, Doamne, să ne punem viața noastră în cumpănă și să vedem spre ce înclină, spre Tine sau spre lume. Vrem să ne apropiem mai mult de Tine, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ești Creatorul și Tu ești Dumnezeul care porți de grijă. Acum Te rugăm, Doamne Dumnezeule, folosește-Te, Doamne, de puterea Ta care o ai în cer și pe pământ și rostește un cuvânt de vindecare în dreptul celor bolnavi. Doamne, sunt aici probabil oameni care își duc boala pe picioare. Te rog, Doamne Dumnezeule, rostește un cuvânt de vindecare, Doamne. Arată-Ți puterea, Doamne, dincolo, Doamne, de cuvinte, de versuri frumoase, de îndemnuri frumoase. Vrem să experimentăm puterea Ta, Doamne. Rostește un cuvânt de vindecare în seara aceasta, Doamne. Te rog, lucrează, Doamne Dumnezeule. Îndură-Te de poporul Tău, Doamne. Nu ne lăsa de izbeliște, Doamne. Vrem să rămânem cu Tine și lângă Tine. Indiferent prin ce vom trece, vrem să fim ai Tăi. Încredințăm și lucrarea în continuare în mâna Ta. Te rog, Doamne, să ne vorbești prin cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să lași autoritate în cuvântul Tău. Te rog, Doamne, să faci cuvântul Tău o sursă de putere pentru a împlini cuvântul Tău, Doamne. Toate aceste lucruri le cerem în numele lui Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Vrem să continuăm timpul nostru de părtășie în seara aceasta, dar înainte de aceasta aș vrea să fac câteva anunțuri care sunt pentru bunul mers al bisericii noastre. Prima întâlnire care noi vom avea este marți seara. Vom avea o seară de rugăciune în care vă invităm să cerem îndurarea lui Dumnezeu pentru noi, casele noastre și pentru biserica noastră. Apoi vreau să mai anunț, joi seara va fi o seară prelungită de rugăciune, în care vor fi și ceva invitați aici, am înțeles, să venim aici. Este seară de rugăciune, având în vedere, știți că așa e obiceiul în biserica noastră, înainte de cina Domnului, joi seara, avem rugăciune cu toată biserica. Vă așteptăm să cerem îndurarea Domnului peste noi și biserica noastră. Următoarea întâlnire este, de asemenea, joia următoare, 9-12, va fi o întâlnire cu prorocii și văzătorii din biserica noastră. Vă rog să notați această dată și să vă faceți timp în programul dumneavoastră. Joi, în data de 16-12, adică decembrie, va fi o întâlnire cu văduvele aici la biserică, începând cu orele 18. Apoi, duminică dimineața, avem cina Domnului și duminică va fi slujba pe... Ne vom împărți în două, de la ora 10 la ora 12, vor veni aici literele de la M la Z, iar de la ora 18 la ora 20 vor veni literele de la A la L. Biserica noastră, începând cu data de astăzi, a demarat o strângere de ajutoare de final de an, cum făceam în fiecare an, așa că cei care doriți, sunt frații care vă stau la dispoziție în fiecare an, puteți să-i contactați și să le oferiți ceva, care vreți în cont, cum vă simțiți liber, dar să facem și lucrarea aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Mai am un anunț, pentru că am intrat în luna decembrie și fiind și o seară de tineri, unii poate că ați văzut multă reclamă pe Insta, pe alte rețele, există o carte care o avem, avem câteva bucăți și în seara aceasta, vreo 30, dacă trebuie mai multe, este o carte la 25 de lei, Advent se numește, Gânduri în preajma Crăciunului. Mai mulți oameni au scris anumite gânduri, Vlad Crâsnic, Rea Brudan, Adelina Ghilea și încă alții care lucrează la Think, Ask, Ponder, acea asociație care promovează apologia în universitățile din România. Vrem în continuare să cântăm Domnului, să ne închinăm Domnului, iar după aceea dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele păstor Ioan Sas, este împreună cu noi, și să-i dea un cuvânt proaspăt pentru biserică. Amin.
simt prezența. Dumnezeu ce? Ești Dumnezeu. Viața mea ți-o închid, prin cuvânt te găsesc, al tău nume îl poartă lumină. Ruga mea o întreb, către tine și-aștept, însetat sunt de tine, că nu-i nimeni ca tine, Iisus. Și 12. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis: Domnul este cu tine, viteazule. Doamne, vorbește-ne și în seara aceasta. Lasă Duhul Tău cel Sfânt peste noi, Doamne. Întărește-ne inima și zidește-ne ființele noastre.
Avem nevoie de Tine mai mult decât oricând, Doamne, că știm că despărțiți de Tine nici nu putem face nimic, nici nu suntem nimic. Dar știm că împreună cu Tine suntem mai mult decât biruitori. Lăudați să fie numele Tău. Îți mulțumesc pentru această seară, că Tu vrei să Te atingi de ființele noastre. De aceea ne deschidem și mintea, ne deschidem și inimile înaintea Ta, știind că cuvântul Tău are putere să schimbe, să ridice și să mântuie. Lăudați să fie numele Tău în veci. Amen. Vă rog să vă așezați. În urmă cu câțiva ani, mi s-a pus așa o fixație. Am vrut neapărat să caut undeva, să găsesc undeva o mașină, un Mercedes din 1984. Acel Mercedes Cobra despre care am auzit că nu se strică niciodată. Nu pentru că nu se strică, ci pentru că îmi plăcea așa linia. Am vrut să am ceva clasic. Și în Canada fiind, tot am mai căutat eu așa, dar nu prea găseam. M-am dus într-un magazin, la un magazin într-o zi și am oprit în parcare și când parchez, în stânga mea, un Mercedes 1984, cas scos din cutie, argintiu, linie dreaptă, curat. Ies din mașină, mă opresc în fața ei, mă uit la număr și scria RCF1. Biserica pe care eu o păstoream era RCF, adică Romanian Christian Fellowship. Toată lumea o știa de RCF. Și când mă uit așa în mintea mea, în gândul meu, mă, că o fi predestinată mașina asta. Uite că am ajuns și calvinist în mașini. Mă apropiu de geam, bat, am văzut că era cineva înăuntru, bat în geamul de la șofer, se deschide geamul încet și când s-a deschis geamul, era un bărbat cu o privire, în viața mea nu am văzut o asemenea privire. S-a uitat țintă la mine cu niște ochi fermi și calzi în același timp, albaștri. Eram destul de mic de statură, era un bărbat așa la vreo 80, peste 80 de ani, mi-am dat seama, dar linie, știți cum arăta. M-am tras puțin așa și am zis, I want to buy your car, vreau să cumpăr mașina ta. Se uită așa la mine, el se zice, nu-i de vânzare. Doamna de lângă el, tanti, repede își ridică capul, zice, cât ai? Și zic, vreau să cumpăr pentru că e predestinată să fie a mea. Zice, cum e predestinată? Zic, păi numărul bisericii pe care o păstoresc. Numele bisericii pe care o păstoresc. Și zice, cum se numește biserica pe care o păstorești? Și zic, eu Romanian Christian Fellowship. RCF. Și el îmi spune, RCF-ul meu, unu, vine de la faptul că eu am fost pentru 40 de ani comandantul forțelor aeriene canadiene, Royal Canadian Force. M-am uitat la el, din nou la acea privire, era, cred că îl chema Schmidt, Schulz, ceva de ăsta era, da? I-am zis, dacă cumva te răzgândești, aș vrea să ne mai întâlnim pentru că vreau să-ți cumpăr mașina. Ce am vrut să vă spun în aceasta? N-o să uit niciodată privirea aceea de general sau ce-o fi fost, mareșal, nu știu ce-o fost. Pentru că în ochii lui și în atitudinea lui am văzut ce înseamnă un învingător, un luptător. Nu m-am mai mirat când mi-a spus care era meseria. În seara aceasta vreau câteva gânduri inspirat din aceste două versete, dar și din altele, din context,
Să vedem ce vrea să ne spună Domnul despre fricosul viteaz. Despre fricosul viteaz. Cine vă vine în minte, dragi tineri, atunci când vă gândiți la un învingător? Trump? Ronaldo? Pardon, Messi? Care este profilul vostru, personajul care vă vine în minte când trebuie să asociați un personaj cu un învingător? Un politician? Un sportiv? Un artist? Un actor? Ce ziceți de creștinii din Arabia Saudită? Sau din Etiopia? Sau din Indonezia? Sau din Egipt? Ce ziceți de tânărul care rezistă în fața alcoolului, a drogului, a pornografiei? Ce ziceți de creștinul care continuă să fie generos atunci când pierde aproape tot? Ce ziceți de credinciosul care se încăpățânează să mijlocească pentru cel din casa lui, care refuză constant să se întoarcă la Domnul? Cine este un învingător? Cum arată un învingător prin ochii lui Dumnezeu? M-am gândit la generația aceasta tânără, am citit de curând câteva analize sociologice despre generația tânără pentru că mă interesează subiectul și nu doar pentru că este un subiect. Tinerii și generația tânără nu sunt subiecți. Sunt creațiile lui Dumnezeu care vor moșteni cerul, lăuda să fie Domnul pentru ei. Și toată biserica zice amin. Amin. Și cea mai mare problemă care este identificată pentru generația care vine acum, generația Y, Z, despre generația Alpha, abia acum se fac studiile, este lipsa scopului. O generație care trăiește fără a-și putea defini foarte, foarte bine scopul. O generație care aproape nu mai are pentru ce să lupte. Aproape că refuză lupta și aceasta din câteva motive. Unii nu mai luptă pentru că au primit totul prea ușor. Au fost două generații înaintea lor care au vrut să iasă din condiția în care au crescut ei, au făcut tot posibilul ca generația care va veni după ei să nu mai treacă prin aceleași lucruri prin care au trecut ei. Și la 10 ani au smartphone, la 17 ani au mașina, pentru că la 18 ani au carnetul și până atunci trebuie să-ți facă poze pe Instagram cu ea. Și totul de-a gata, totul ușor, și cine primește ușor nu știe să prețuiască lucrurile. Cine nu plătește un preț pentru ceea ce a primit sau pentru ceea ce are, nu va ști să prețuiască. Și unii nu intră în luptă, nu-și asumă o luptă, își sfărâmă visele sau nu le au deloc, o generație fără vise, pentru că au primit totul ușor. Alții refuză să intre în lupte pentru că societatea n-a fost corectă. Și se uită la exemple în jurul lor și spun, au fost alții care n-au luptat deloc și au ajuns unde eu cu toată lupta mea, sunt sigur că nu voi ajunge niciodată. La ce bun să lupt? Oricum este o luptă neloială. Așa că, de ce să mă arunc în luptele pentru visele pe care le-aș avea? Alții nu se mai aruncă în lupte, nu mai au vise, le sunt sfărmate visele înainte să le poată articula, pentru că viitorul nu mai este predictibil. Nu mai știi. Înainte noi știam, uite, generația mea știa. Bă, dacă mă duc la Politehnică, o să fiu inginer, da?
Dacă mă duc la liceu pedagogic, o să fiu învățătoare. Da? Era oarecum o predictibilitate. Acum nu mai este aceasta. Se duc tinerii, fac o facultate, pe la jumătate își dau seama, zic că nu m-am gândit bine, simt că trebuie să fac altceva. Abandonează prima școală, se duc în, o încep a doua, acum prin anul 3, când pică niște examene, își dau seama, cred că nu asta e. Și există așa o nesiguranță vis-a-vis de ceea ce vor să devină și nu mai își asumă o luptă a carierei, a visului, nici măcar acelui pământesc. Pentru că societatea nu mai este predictibilă. Termini școala și nu te ia nimeni în domeniul ăla. Îți dai seama că sunt jumate din școlile sau trei sferi din școlile care funcționează, nu au o aplicabilitate, nici nu sunt meserile alea în nomenclatorul de meserii. Și atunci este o generație cu aripile frânte. O generație căreia este teamă să se mai arunce în lupte, și nu se aruncă în luptele pe care ar trebui să și le asume, în schimb, foarte mulți se aruncă în lupte în care n-ar trebui să fie. Se aruncă în bătălii în care n-ar trebui să fie. Ne uităm la Gedeon, un om ezitant să-și asume lupta. Un om care ezită, măcar că Dumnezeu i-a spus, Gedeon, este lupta ta și a nației tale. Și evită să se arunce în această luptă pentru că oricâți oameni ți-ar spune că ești viteaz, undeva în adâncul sufletului nostru sunt niște frici. De aceea cred că titlul acesta, Fricosul viteaz, ni se aplică tuturor. Marea problemă este să nu ne oprim la jumătate și să rămânem doar fricoși. Ci cuvântul Domnului în seara aceasta prin Duhul Sfânt aș vrea, nu doar pentru tine, dragii mei, pentru cei din generația mea și chiar cei de dinainte de noi. Avem toți fricile noastre, toți avem luptele noastre de dus și Duhul Sfânt ne cheamă și ne spune că împreună cu El putem să fim viteji, oricât de fricoși am fi. Mesajul să fie puțin diferit decât cel clasic, așa, în punctele prestabilite, și o să avem câteva principii pe care le extragem din experiența lui Gedeon, câteva principii de viață și câteva indicații pe care Scriptura ne le dă, astfel încât, chiar dacă suntem fricoși, să vedem că Domnul vrea să facă din noi niște viteji. Un prim principiu pe care l-am observat în viața acestui om, a lui Gedeon, acestui om ezitant la început, și nu numai la început, vedem pentru o bună bucată de vreme, pentru că îl vedem tot amânând să se arunce în lupta pe care Dumnezeu, găsește tot felul de motive, găsește tot felul de explicații, circumstanțe, semne, mai are lucruri de rezolvat, mai are ceva de făcut, mai o blană udă, una uscată și trage de timp. Un prim principiu, Dumnezeu nu ne tratează după cum suntem acum, ci după ce putem deveni. Dragi tineri, Dumnezeu nu se uită la voi numai după cum sunteți acum, ci după ce puteți deveni. Pentru că El știe ce puteți deveni. Moise a venit înaintea Domnului când îl cheamă Domnul și strigă, cine sunt eu, Doamne? Doamne, cine sunt eu? Pentru că el se vedea cine este acum. Dumnezeu îl vedea pe Moise ce va deveni. David vine înaintea Domnului și se spune, cine sunt eu, Doamne? Aceeași întrebare. Cine sunt eu acum? Și Domnul îl tratează pe David ce va deveni. Isaia, același cuvânt. Cine sunt eu, Doamne? Și Domnul tratează după cum va deveni. Ieremia la fel. Toți mari oameni al lui Dumnezeu au pornit de la această realitate care este atât de descurajatoare când te uiți acum, scurt, la tine, îngust. Cine sunt eu, Doamne, acum? Fricos. Fricos. Și sunt fricos pentru că mi-am pierdut
din luptele pe care le-am dus până acum și mi-este teamă de altele. Și uităm un principiu, că Dumnezeu nu ne tratează după ce suntem acum, ci după ce putem deveni. Te uiți la cine ești acum. Te uiți la lucrurile rușinoase din viața ta. Dar Dumnezeu se uită la ce poți să ajungi. Se uită la valoarea pe care a pus-o în tine. Te uiți la lucrurile ascunse din viața ta. Și Dumnezeu vede lucrurile pe care o să le privească alții cu uimire la tine. Te uiți și îți vezi teama, Dumnezeu îți vede curajul, îți vezi păcatul și Dumnezeu îți vede iertarea, îți vezi dezamăgirea și Dumnezeu vede încrederea, îți vezi locul căderilor repetate și Dumnezeu îți vede locul biruințelor viitoare. Este acest principiu care l-am învățat de mult și pe care vreau să vi-l dau. Vi l-am mai spus la întâlnire tineret. Ce vă preocupă astăzi, veți deveni în viitor. N-ai cum să semeni ceva și să răsară altceva. N-ai cum să te investești în ceva și să devii altceva. Ce te preocupă astăzi, exact aceea vei deveni în viitor. Pentru că sămânța pe care o pui astăzi va încolți într-un alt sezon al vieții tale. Semănătorul nu seceră în același sezon al semănatului. Sezonul semănatului este diferit de sezonul seceratului. De aceea, dragii mei, gândiți-vă în frământarea aceasta a luptelor voastre, în teama pe care o aveți vis-a-vis de luptele care vor veni în viața voastră. Că Dumnezeu nu vă tratează după cum sunteți acum, pentru că El știe cum veți arăta în viitor. Mulțumiți-i Domnului pentru aceasta. Un al doilea principiu care ne poate ghida în luptele pe care va trebui să ni le ducem este că tuturor luptătorilor le este teamă de eșec. Nu există luptător care să nu aibă la un moment dat în viața lui o teamă de eșec. Însă, nu cred că este cineva de aici care a reușit până la vârsta la care a ajuns să spună că a trăit perfect, că și-a câștigat toate luptele și că n-a experimentat eșecul niciodată. Spunea cineva că eșecurile sunt treptele spre succes. Să ai succes înseamnă să nu te oprești la eșecul trecut. Dar nu uitați că toți campionii au o țintă. Toți campionii au o țintă, dar niciun campion nu câștigă trofeul fără competiții. Ca să ating ținta, ca să mă ating visul, ca să mă ating scopul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, în inimă, trebuie să știu că va urma o competiție, o luptă pe care va trebui să mi-o asum. Ne uităm la personajele din Biblie și nu vedem nici un personaj mare din Scripturi care să fi fost cosmetizat într-un fel. Nu găsesc niciun personaj despre care Scriptura să nu vorbească toate realitățile din viața lui. Acesta este un argument al veridicității Scripturilor. Că dacă Scriptura ar fi fost falsă, ar fi încercat să mușamalizeze lucruri, să cosmetizeze personaje care sunt reper pentru credința noastră. Dar nu, Scriptura ne prezintă așa cum sunt. De ce? Ca să învățăm că orice om de sub soare are luptele lui, are eșecurile lui și biruințele lui. În Galateni 6:9 ni se spune să nu cădem, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Iar în 1 Timotei, capitolul 6:12, se spune luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut această frumoasă mărturisire înaintea multor
martori. Marea problemă a vârstei fără experiență încă este că un eșec într-un domeniu se transformă într-o teamă de eșec în toate domeniile. Dacă am avut un faliment într-un domeniu, nu mă opresc la acel faliment, ci mă consider un falimentar. Dragii mei, dragi tineri, un eșec nu vă transformă în niște falimentari. Ascultați ce vă spun. Nu vă fie teamă, o cădere nu este irreversibilă. Nici o cădere nu este irreversibilă. Ci cuvântul Domnului vă spune în seara aceasta că numele Lui trebuie să ne zidim o viață de biruință. Poate am experimentat eșecuri, poate am experimentat căderi, dar nicio cădere nu este irezistibilă. De ce? Pentru că suntem noi buni? Nu. Pentru că bun este unul singur, Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. Pe bunătatea Lui vă chem să vă bizuiți acum. Un al treilea principiu care să ne ghideze viața este că devenim ezitanți când teama de eșec este mai mare decât credința. Când teama de eșec este mai mare decât credința, atunci începem să devenim ezitanți. Petru vrea să meargă la Domnul, sare din corabie, adică credința l-aruncă dincolo de corabie, și când teama de eșec l-a cuprins, a început să se scufunde. A devenit ezitant. Ezităm să mai învățăm după ce am căzut primul examen? Pe puțini am auzit încăpățânându-se, devenim pozitivi după primul examen căzut. Suntem ezitanți, dar atunci avem nevoie de cineva care să ne ridice. Ezităm să ne implicăm când am fost răniți, ezităm să ne integrăm în comunitate când am eșuat în relații, ezităm să luptăm după ce am căzut. Și atunci o să răspund în 2-3 minute cum să depășim teama aceasta de eșec. Cum să depășim teama de eșec? În Proverbe, capitolul 24, cu versetul 16, ni se spune: cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. De aceea, primul lucru pe care sunteți chemați să-l faceți, ca să depășiți teama de eșec, este să vă schimbați optica asupra eșecului. Să priviți eșecul cu alți ochi. Pentru că atitudinea în fața eșecului va determina atitudinea de după eșec. Dragii mei, aici intervine un alt principiu pe care îl vedem la Gideon, pe care îl vedem la Iosua, pe care îl vedem la mari oameni ai Scripturii, și anume că împreună cu Hristos putem să transformăm înfrângerea în biruință. Numai împreună cu Hristos putem să ne transformăm înfrângerea în biruință. Vă întreb eu, cu ce a fost Petru mai bun decât Iuda? Când s-a lepădat de Hristos. Ce a fost diferit între Petru și Iuda? Este ceva, este un ingredient, dragii mei, dragi tineri, vă rog să mă ascultați cu atenție. Este un ingredient care ne schimbă relația cu Hristos, perspectiva pe care trebuie să o avem atunci când suntem căzuți vis-a-vis de eșecurile noastre. Și acest ingredient este dragoste. Este dragoste. Credeți că întâmplător la Marea Tiberiadei, după ce Domnul înviază și se arată ucenicilor, îl cheamă Domnul pe Petru și spune: Petre, mă iubești? Discuția între Domnul și Petru la atât se rezumă. Dragoste. Petre, mă iubești? Asta face diferența. Dragi tineri, veți fi o generație biruitoare dacă veți alege să-L iubiți
pe Hristos. Dragă biserică, vom fi o biserică biruitoare dacă alegem să-L iubim pe Hristos. Punct. Vedeți? Și Iosua a eșuat lamentabil în fața cetății Ai. Bate Ierihonul și cade în fața cetății Ai. Știți cum și-a transformat Iosua eșecurile trecute în biruințe viitoare? A învățat din lecțiile lui. A învățat din lecțiile eșecului. Adică, am spune noi așa mai, pentru că sunt și familii și copii pe ei și mi este drag de ei, am spune că în relația cu Domnul de multe ori este ca și tata care se uită la copilul care începe să umble. Ați avut experiența asta? Poate frați mai mici? Când a început copilul să facă primii pași, eu ca tată nu am avut așteptarea să umble dintr-o dată ca mine, n-am avut așteptarea ca în 5 minute să ies să joc fotbal în curte cu el. Dar să vă mai spun un lucru. Nici nu l-am luat de guler și să-i dau câteva curele la fund că a căzut. Că este un proces al învățării să umblăm. N-am văzut încă niciun tată să-l ia de jos nervos pe copil și să-i abțiguie câteva. Păi măi, copile, numai tu mă faci de râs, nu poți să te ridici să umbli cum trebuie? Îți dai seama că este o limită a vârstei, a puterii, o normalitate a creșterii. Este o vreme a căderii pentru copilul ăla, o vreme a învățării. Îmi este drag când îl văd că după ce cade se ridică și iar încearcă și iar cade și iar se ridică. La noi, din experiențele noastre, dacă am cădea, poate nu ne-am mai ridicat de acolo de teama să nu mai cădem a doua oară. Dragii mei, al doilea lucru pe care să-l învățăm, să schimbăm optica eșecului, că nu este final, nu este definitiv. Al doilea lucru pe care vă chem să-l învățăm este că rezultatul luptei este în mâna lui Dumnezeu. Rezultatul luptei voastre, oricare ar fi ea, oricare ar fi lupta cu care vă confruntați chiar acum, rezultatul luptei este în mâna Domnului. În Judecător 6:14, dacă citeam mai jos, Domnul s-a uitat la el, la Gedeon, și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Și acum este cheia. Oare nu te trimit eu? În lupta pe care tu o ai de dus, s-a vorbit la rugăciune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Avem lupte pe care le avem de dus ca să ne asemănăm tot mai mult cu Hristos, să creștem în cunoașterea Lui, să fim tot mai compatibili cu lumea care ne așteaptă. Și în această luptă, în lupta în care Dumnezeu parcă ne silește să intrăm, cheia este, nu te trimit eu? Uneori nu intri în luptele pe care doar tu ți le alegi. Vin luptele înspre tine. Ispitele nu ți le alegi singur. Dacă ar fi fost să le aleg eu, aș fi fost selectiv cu ele. Dar te trezești cu ele în viață. Te trezești cu circumstanțele pe care nu ți le dorești. Te trezești cu oameni pe care n-ai fi vrut să-i vezi niciodată, nu-i așa? Rezultatul luptei este în mâna lui Dumnezeu. Este un principiu aici. Dacă renunți astăzi la luptă, mâine va fi mult mai dificil. Dumnezeu ți-a dat lupta astăzi ca să o lupți astăzi. Nu amâna pe mâine lupta pe care trebuie să ți-o duci astăzi. Nu căuta soluții pentru mâine. Caută soluții pentru astăzi. Și astăzi, dacă Dumnezeu te cheamă să-ți duci lupta, astăzi du-o, pentru că mâine va fi mult mai dificilă. Al treilea lucru, ca să poți trece, să devii din fricos viteaz, crede că tot ce ai nevoie ca să birui este în mâna lui Dumnezeu. Crede că Domnul îți dă tot ce ai nevoie ca să poți birui. M-am întâlnit și am discutat în ultimul timp cu mulți tineri care experimentează căderi repetate.
Este un ciclu de descurajare bolnăvicios. Un ciclu al deciziei, a pocăinței, a căderii, a regretului, a durerii, al pocăinței, a căderii, a durerii, al pocăinței. Legăminte înaintea lui Dumnezeu, care țin o săptămână, o lună, un an. Și se prăbușește din nou totul iarăși. Este ceva ce trebuie pus în acest cerc vicios. Faptul că resursele spirituale sunt în mâna lui Dumnezeu. De prea multe ori ne luptăm cu ce avem noi în mâna noastră, cu încăpățânarea noastră, zicem, cu tăria noastră, cu decizia noastră, insuficient. În luptele în care suntem angrenați astăzi este insuficient. E bună decizia și trebuie făcută. E bună pocăința și trebuie făcută. E bună încăpățânarea bună și trebuie dusă la capăt. Dar este ceva mai mult. Și anume, cel care ne ajută să ieșim din aceste cercuri vicioase este numai Dumnezeu. Pentru că la El sunt toate resursele. 2 Petru 1 cu 3, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat la slava și puterea Lui. Și în 1 Corinteni 10 cu 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Dumnezeu vă dă totul, toate resursele, ca să puteți birui. El a spus, vă dau pacea mea, vă dau iertarea mea. El a spus, vă dau Duhul meu cel Sfânt. Sunt promisiuni actuale pentru noi? Amin. Și în final, am anticipat. Nu există campioni fără competiții. Nu există niciun campion care să primească lauri și care să nu fi fost în arenă. Ne este teamă de competiție. Ne este teamă de luptă. Ne este teamă de zilele acestea. Am vrea să fim altfel de multe ori. Dar orice campion își cunoaște ținta. Dragi tineri, sper că sunteți cu mintea acum aici. Vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Stabiliți-vă ținte corecte. Că dacă nu vă stabiliți ținte corecte, vă aruncați în lupte greșite. În 2 Corinteni 9, 26, Apostolul Pavel spune, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Vă dau exemplu de un tânăr care și-a stabilit ținte greșite. Samson. A fost înzestrat de Dumnezeu într-un mod extraordinar să izbăvească națiunea. Și-a bătut joc de investiția lui Dumnezeu în viața lui pentru că și-a stabilit propriile lui ținte. Dintr-un anumit punct de vedere, viața lui Samson s-a consumat între două petreceri. Una care a adus o căsătorie fatală și ultima în care și-a dat viață. Și pentru că nu există campioni fără competiții, nu uitați, câștigă numai cei care nu renunță. Câștigă numai cei care nu renunță. În Filipeni 2 cu 12 se spune, astfel dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră.
cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Și în Apocalipsa 3:21 ni se vorbește despre această realitate. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Suntem într-o seară în care ne adresăm în mod special vouă, dragi tineri. Dar ce vă face să credeți că noi nu ne simțim tineri? Așa că în seara aceasta am vorbit tinerilor de la 10 la 87 de ani. Un eșec ar vrea să ne scoată din luptă. Nu ieșiți. Nu renunțați. Nu vă opriți. Despre Einstein s-a spus în gimnaziu că e retardat. Edison se pare că a încercat de vreo 1000 de ori să-și aprindă becul. Ce-ar fi fost dacă s-ar fi oprit la 999? Am fi sărit direct la LED. Magic Johnson, care e considerat cel mai mare basketbalist din istoria NBA. Știți că a fost dat afară din echipa liceului că au zis că nu-i bun de basket? Charlie Chaplin a fost dat afară din studiourile unde s-a dus să dea probe de actorie. Acum și mai ironic. Inginerul Honda a fost dat afară, concediat de la fabricile Toyota, că au zis că e incompetent. Ford a avut 5 falimente până a pus pe picioare uzinele Ford. Eșecurile ar vrea să ne oprească pentru totdeauna. Gedeon a ezitat să se arunce în lupta pe care Dumnezeu l-a chemat să-și asume. Până când, la urma urmei, n-a avut ce să facă. Dragii mei, eșecul produce frică, dar am să vă spun ceva și mai rău decât eșecul. Este ceva mai rău decât eșecul? Mai rău decât eșecul este regretul. Nu vreau să vă privesc cândva în ochi și să-mi spuneți, mi-ar place să pot zice că nu m-am compromis. Mi-ar place să pot zice că am fost loial. Mi-ar place să pot și să vă văd măcinați de regrete. Ca să nu trăiesc cândva regrete, ca să nu trăiești cândva regrete, ce-ar fi în seara aceasta înaintea Domnului să facem un legământ al loialității față de El. Ca să nu trăiesc cândva regrete, ce-ar fi în seara aceasta să fac un legământ al ascultării de Hristos. Spuneam deseori tinerilor, niciodată să nu faceți ceea ce știți cu siguranță că veți regreta mai târziu. Niciodată nu faceți ceea ce știți cu siguranță că veți regreta mai târziu. Eșecul nu este opțional.
Se spune că la cursurile despre succes în leadership, prima lecție este despre eșec. Eșecurile le vom experimenta. Ele nu sunt opționale pentru că nu suntem desăvârșiți. Dar cuvântul Domnului în seara aceasta ne-a spus: fricosule, fii viteaz, pentru că resursele sunt în mâna lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Pentru că pe cel căzut Dumnezeu vrea să-l ridice, pe cel dezamăgit Dumnezeu vrea să-l întărească, pe cel descurajat Dumnezeu vrea să-i dea credință, putere. Este în mâna lui Dumnezeu și în dorința voastră. Dumnezeu nu va lucra fără dorința voastră. El poate, dar nu va lucra fără voința noastră. Așteaptă un semn. Nu te culca dezamăgit în seara aceasta. Nu te culca descurajat. Nu te culca zdrobit din cauza eșecului. Fricosule, ridică-te, pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea biruință în luptele pe care le ai. Haideți să stăm ridicați înaintea Domnului. Dumnezeul care vrea să schimbe noi și care vrea să ne schimbe pe noi merită să fie lăudat. În fața acestui Dumnezeu merită să ne închinăm. De aceea vă chem împreună cu tinerii să ne închinăm înaintea Dumnezeului nostru măreț și puternic. Dacă simți nevoia în timpul acestei rugăciuni, în acestei cântări, să te rogi, roagă-te. Dacă simți nevoia în timpul acestei cântări să te mărturisești înaintea lui Dumnezeu, mărturisește-te. Dacă simți nevoia să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu, cere îndurare. Dacă simți nevoia să vii să ne rugăm împreună, suntem aici crezând că Dumnezeu ne primește. Dacă simți nevoia să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru luptele pe care le-a dus în viața ta, mulțumește lui Dumnezeu. Dar nu sta nepăsător. Domnul e aici. Domnul e aici. Și El poate să facă mai mult decât credem noi. Cântăm, ne rugăm, vorbim cu Domnul. Vorbim cu Domnul. Ai nevoie de ajutor în rugăciune. Nu-ți fie teamă, nu-ți fie rușine. Hai să ne rugăm împreună. De atâtea ori am avut și eu nevoie de ajutor în rugăciune. Și s-au rugat atâția oameni pentru mine. Am avut eșecurile și căderile mele. Și Domnul a fost bun și nu m-a lăsat acolo. Pentru că biruințele se zidesc pe eșecurile trecute, dar pe care le depășim împreună cu Hristos Domnul. Lăuda să fie Domnul. Haideți să intrăm în timpul acesta de închinare. Ce vreau e numele lui Iisus, să orice suflet apăsat. Știu că în prezența ta e pace. Spune. Iisus.
Domnului pentru după masa aceasta, pentru timpul care l-am petrecut aici și vă doresc o săptămână binecuvântată și să fim niște învingători împreună cu Domnul. Suntem liberi. Domnul să fie cu noi.